Salutare, sunt Oana Ionele și îți spun bine ai venit în rândul tinerilor cu poftă de schimbare. În emisiunea de astăzi vorbim despre absolvenții Facultății de Litere de la specializarea artă teatrală. Rămâneți cu noi pentru a vedea ce aspirații au, dar și ce experiențe au trăit în facultate proaspeții actori. Noi am stat de vorbă cu oamenii ca să aflăm cât de des merg ei la teatru în Craiova. Se pare că cei mai mulți nu au fost niciodată la teatru, ori nu se duc foarte des, sau există varianta în care cei mai mulți nu știu exact ce piesă au văzut ultima dată. Haideți să vedem ce ne-au răspuns în următorul material realizat de echipa noastră în urmă cu ceva timp. Mergi la teatru? Nu prea, în facultate mai mergeam. Terminând o facultate de istorie, ne mai duceam când și când, acum nu. Nu, de ce să nu recunosc? De ce? Care sunt motivele pentru care nu mergi la teatru? Nu este timp. Fiind și studenți la master, având și un job, nu prea mai ai timp să mai mergi la teatru. Deși ar fi frumos, mi-ar plăcea să merg, da. Asta e, se întâmplă. Nu. De ce? Care e cauza? Nu am timp. Doar atât? Da. Când am timp. Pentru ce vezi o piesă de teatru? Te delectează? Depinde de piesă. Ce piese îți place să privești? Păi nu am mai fost la teatru de ani de zile. Ce înseamnă ani de zile? Nu am avut timp să trec. Cam de cât timp nu ai fost? Cred că un an, cam așa. Nu merg la teatru. De ce? Care e motivul? Nu am timp, n-am chef să mă duc la teatru. Nu merg la teatru. De ce? Care e motivul? Nu am mers niciodată, în primul rând, și nu s-a ocupat cu altceva. Și nu vrei să vezi o piesă de teatru, absolut, să vezi cum e? Absolut deloc. Nu te interesează? De niciun fel. De ce? Ce nu ți se pare interesant? Sau? Păi nu mi se pare interesant, nu, că mi se pare o pierdere de timp și nu... De ce ți se pare pierdere de timp? Crezi că în timpul ai face altceva? Bineînțeles, da, bineînțeles. Lumea e ocupată altfel, să umble după bani, să ălea, să nu mai stă după teatru, să facă teatru, să duce la teatru cine are bani, nu? Dacă se duce la teatru, să pierzi din timp. Foarte rar. De ce foarte rar? Nu am timp și nu mă atrage. De ce nu te atrage? Pur și simplu, nu știu. Ai un motiv anume pentru care nu-ți place sau? Nu. Sau cum mergi la teatru? Cât de des? Că ai zis foarte rar. Ce înseamnă foarte rar? Ultima dată am mers acum 2 ani. La... Nici nu mai știu ce a fost. În fine. Mă duc foarte rar. Și motivul care ar fi? Că nu-ți place? Că prețul biletului, că ți se pare scump? Că... Da, și prețul biletului este destul de mare și nu îmi permit. Tu mergi la teatru? Da, merg. Ultima dată am văzut Romeo și Julieta și mi se pare că nu se comportă lumea cum ar trebui să se comporte la teatru, adică mai ales tinerii. Spre exemplu, fac foarte mare gălăgie, interpretează tot ce se întâmplă pe scenă și nu prea îmi face plăcere. Adică dacă mergi ceva, trebuie să mergi să vezi, nu să faci gălăgie și așa mai departe. Prețul biletului nu este chiar așa de mare, avem și reduceri ca elev, dar nu prea mă încântă atmosfera. Da, uneori, când am timp, da. Ce piese îți place să vezi? Romeo și Julieta, de Shakespeare, în general. Ultima dată când ai fost la o piesă de teatru? Este ceva. Câteva luni. Acum câteva luni, da. Prețul biletului, cum ți se pare? Ok. Nu, asta nu înseamnă că este un impediment pentru a participa la teatru. Ar trebui să... Să fie cât mai mulți spectatori și astfel s-ar dezvolta și cultura. Din ce ai văzut tu până acum, sunt spectatori în sala de teatru? La piese? Nu prea. Nu prea. Deci tinerii se înghesuie sau nu să vină la teatru? Din câte am observat, nu. Eu nu. De ce să mergem la teatru când putem vedea totul pe net, online? Nu știu, pierdere de timp, mai plătești și biletul... Crezi că prețul biletului ar fi un impediment pentru tineri? Probabil că da. Nu știu. Și crezi că se aseamănă piesa jucată pe o scenă cu piesa online, văzută pe online? În momentul de față, în timpurile în care trăim, da. Chiar se aseamănă. Mergi la teatru? Da. Care e ultima piesă văzută de tine? Ultima noapte furtunoasă.
Cât de des mergi la teatru? O dată pe săptămână, cam așa. Prețul biletului e un impediment pentru tine? Nu. Fiind student, nu. Ce îți place să vezi mai mult? Dramă, comedie? Comedie. De ce comedia și nu altceva? Pentru că este pentru tineret, mai mult. Mai merg tinerii, din ce ai văzut tu? Sunt mulți tineri în sala? Da. Se spune că actoria este abilitatea de a trăi cu adevărat în circumstanțe imaginare. De aceeași părere este și Eduard Cotoară, un tânăr pasionat de muzică și teatru, care ne-a vorbit despre ce înseamnă pentru el această lume a actorilor. În perioada facultății, studenții capătă un bagaj de cunoștințe foarte mare, dar în același timp trăiesc și experiențe, dar și prietenii de neuitat. Cum te-ai hotărât să dai la artă teatrală? M-am hotărât să dau la artă teatrală în clasa 11-a. În momentul în care am participat la un proiect de teatru Forum, iar în acel moment m-am îndrăgostit pur și simplu de scenă și de efectul publicului asupra mea, asupra colegilor, asupra celor care sunt pe scenă. Cum a fost admiterea? Cât de grea a fost? Admiterea a fost destul de grea, pentru că a trebuit să-mi fac un repertoriu destul de vast și emoțiile de dinaintea admiterii nu pot fi descrise în cuvinte. Cum trebuie să fie un tânăr care vrea să dea la artă teatrală, din punctul tău de vedere? Să fie sincer, să îi placă, în primul rând, și să își dorească să evolueze, să facă cât mai mult. Cum a fost primul an? Ai întâlnit oameni noi, ai întâlnit experiențe noi, povestește-ne. Primul an a fost senzațional, pentru că încet, încet am început să mă redescopăr pe mine prin intermediul disciplinelor studiate la facultate și, nu știu, toți anii au trecut foarte rapid. Acum, parcă ieri am dat admiterea și acum sunt cu diploma de licență în mână. Care a fost cea mai grea materie pe care ai făcut-o în facultate? Cea mai grea materie, din punctul meu de vedere, a fost antrenamentul corporal. Ce presupunea? Erau 4 ore în anul întâi, erau 4 ore una după alta, în care efectiv trebuia să faci tot felul de activități fizice. Să stai în mâini, să faci echilibristică, să faci gimnastică și eu, cum la vremea aceea eram un tip foarte sedentar, mi-a fost extraordinar de greu. Țin minte că toți, absolut toți, după prima oră de antrenament corporal din anul întâi, trebuia să urcăm sus la actorie și abia puteam să urcăm scările, pentru că nu mai puteam de picioare. Ne-ai vorbit de primul curs mai greu, dar povestește-ne de primul examen greu, care ți s-a părut greu. Primul examen greu a fost... A fost vreun examen greu? Da, au fost destul de multe examene grele. Din punctul meu de vedere, primul examen greu pentru mine a fost cel din anul întâi, semestru 2 la actorie, când am avut spectatori în sală. În semestru 1 a fost cum a fost, că știam că sunt decât profesori, că sunt decât colegi de-ai noștri, colegi mai mari, și asta nu ne-a dat foarte mare emoție, a mers destul de natural. Dar în momentul în care am simțit presiunea publicului în semestru 2, a fost cu totul și cu totul altceva. Tocmai vreau să te întreb, cum e să faci repetiții fără spectatori și cum e spectacolul cu spectatori? Cum a fost examenul acela? Ce ai simțit mai exact? În afară de bine recunoscute emoții. Păi, în timpul repetițiilor poți să oprești oricând vrei. Profesorul poate să te oprească, să te corecteze. Deci asta ar fi un avantaj. Da, dar în spectacol... Dacă ai uitat, mergi înainte, că n-ai ce să faci. Dacă ai uitat vreo replică sau ai uitat vreo mișcare și în funcție de asta partenerul se acomodează. Dar de preferat este să nu te încurci.
Vei regreta vreodată anii studenției sau lucrurile pe care nu le-ai făcut în anii studenției și ai fi vrut să le faci? Ar fi? Nu cred că ar fi. Cred că am făcut tot ce am avut în cap în anii studenției. Lucian Dincă este un alt tânăr care adoră să urce pe scenă, să transmită emoție publicului și să se metamorfozeze în orice personaj pe care l-are de interpretat. Pentru el, actoria implică talent, pasiune, dar și multă muncă. Cum ai hotărât să dai la artă teatrală? Am cochetat cu actoria încă de prin generală, când am avut așa niște proiecte, bine, la nivel de generală, dar mi-a plăcut așa partea asta artistică. În liceu n-am mai făcut absolut nimic pentru că eram la profil de mate info intensiv. După care am făcut jurnalismul și mi-am dat seama că nu mă regăsesc și am zis gata, trebuie să fac ce vreau și am dat la actorie. Cum a fost admiterea la actorie? A fost cu emoții, pentru că deși știam cum e structura, ce și cum, atunci când ajungi în fața unui juriu, cum ar veni și trebuie să dai tot ce poți și știi că ai de spus ceva și nu trebuie să ai niciun moment de ezitare, e mai complicat. Dar m-am descurcat. La admitere ți-a pus vreo probă probleme? Un pic improvizația, însă m-am ajustat repede situației și la actorie a fost tot așa mai cu peripeții, pentru că cei din juriu nu m-au lăsat să îmi fac eu jocul meu, tot timpul au intervenit cu câte ceva, tocmai ca să-mi testeze probabil adaptabilitatea și spontaneitatea. Cum a fost primul an la artă teatrală? Pentru că mă gândesc că primul an este primul an de acomodare, anul în care îți cunoști profesorii, anul în care vezi ce materii o să cunoști. Cum a fost pentru tine? La început a fost un pic ciudat, pentru că aveam, de exemplu, orele de improvizație unde aveam diverse jocuri și exerciții de concentrare care puteau să pară cam de pe altă lume. De ce spui că de pe altă lume? Adică, povestește-ne mai pe larg. De exemplu, eram puși, eram întinși cu toții, ne chideam ochii și ni se spunea așa un fel de poveste. Ești un grăunte, începi să crești, prinzi ramuri. Când ascultai toate astea, ce-ți trecea prin cap în momentul ăla? Încercam să nu judec. Încercam pur și simplu să mă las în voia acelei voci și după aia înțelegeam că, da, într-un fel lucrez cu tine și e un exercițiu de dezvoltare. Cât de mult au ajutat exercițiile astea? Acum dau seama că m-au ajutat foarte mult, pentru că atunci când lucrez la un rol, ai o anume libertate pe care să dau acele exerciții, așa, ești un fel de supraom uneori, și da, pe scenă actorul nu mai e om, e altceva. Și asta e foarte frumos la meseria asta. Ai spus că pe scenă actorul nu mai e om. Ce este atunci dacă nu mai e om? E mai mult ca un om. Poate ajunge la un potențial supra-uman la care omul obișnuit nu prea are cum să ajungă. Cât de greu ți-a fost la examene? Cred că ai avut examene foarte grele, examene mai ușoare. Care a fost cel mai greu? Cele de la antrenament corporal. Pentru de ce? În afară de examenul în sine am avut norme, unde trebuia să faci 40 de flotări, 25 de abdomene la spalier, nu știu câte exerciții de la spate. Crezi că un tânăr, dacă nu putea să facă aceste exerciții, nu era capabil să joace într-o piesă de teatru? Într-un spectacol?
Depinde de spectacol, pentru că unele sunt mai solicitante decât altele și oricum ar fi, tot trebuie să ai o anumită dexteritate. Ce poate fi mai frumos decât o piesă de teatru? Și când te gândești că și viața este un spectacol și fiecare din noi poate fi considerat un actor. Dar să-i vedem pe cei cu diplomă de actorie cum privesc viața pe scenă. Actorul inițial nu intră în pielea unui personaj. Actorul, prin intermediul textului, începe să-și cunoască caracterul dramatic pe care îl joacă, începe să-i cunoască laturile pozitive, laturile negative, și încet, încet devine unul și același cu personajul în momentul în care intră în scenă. Dar aceste etape sunt destul de diversificate în funcție de personaj și în funcție de text, în funcție de foarte, foarte mulți factori. Care a fost cel mai dificil rol pe care l-ai jucat? Cel mai dificil rol pe care l-am jucat a fost cel al lui Cabanov în Furtuna de Ostrovski și tot așa am avut o mare provocare în spectacolul de licență Visul unei nopți de vară, unde am avut dublu rol, Fundulea și Egeu. Rolul lui Egeu dându-mi destul de mari probleme pentru că trebuia să trec de la un rol foarte comic, foarte jucăuș, foarte ludic, la un rol de o factură total diferită, un rol, un tip sobru, un tip arogant, un tip care avea puterea în mână și schimbările erau foarte bruște și a fost destul de greu. Ei, cum face asta un actor? Cum trece de la starea asta de bine, de senzațional, spre o stare de dramatism? Ce îi trebuie? Îi trebuie, în primul rând, foarte multă putere de concentrare. Îi trebuie să știe, să-și cunoască foarte bine personajul, cum am spus mai devreme, să și-l asimileze, să devină unul și același cu personajul. Iar în momentul în care trece de la un personaj la altul, este destul de greu, pentru că ca să faci un personaj vesel, gen Fundulea, un clown, da? un măscărici, un arlechin, trebuie să fii foarte vesel, să fii foarte bucuros, să te încarci cu energie pozitivă, să fii numai lumină. Dar în momentul în care trebuie să ai un personaj negativ, trebuie să te gândești la toate problemele pe care le-ai avut în viață, să-ți duci aminte stările, să ți le acumulezi, să te încarci și atunci să intri pe scenă și să dai tot ce e mai bun. Dar nu pot să-ți descriu acum cum am reușit să trec de la unul la altul. Nu știu, am reușit. Nu. Dar înainte de spectacole, dacă nu ai o stare foarte bună, dacă ai o indispoziție, cum îți intri în rol? Cum reușești? Mai greu, dar trebuie. Trebuie să o faci. Încet, încet, în anii de facultate, înveți să faci și chestia asta. Cât timp îți ia repetarea unei piese de teatru? Poți să repeți la o piesă de teatru și o săptămână, poți să repeți și o lună, poți să repeți și 3 luni. Lucian Dincă a decis mai întâi să încerce o carieră în jurnalism, însă după puțin timp și-a dat seama că nu asta își dorește să facă și a hotărât să se înscrie la Departamentul de Arte al Facultății de Litere din Craiova, urmându-și pasiunea pentru teatru. Cum trebuie să fie un actor pe scenă, din punctul tău de vedere? Un actor pe scenă trebuie să lase deoparte orice inhibiție și să se lase în voia viziunii regizorului și a atmosferei spectacolului. Cum intră actorul în personaj? În primul rând, printr-o documentare. Dacă e un personaj de epocă, se încerce să afle ce anume, cum era situația atunci, contextul social, politic, economic, pentru că toate astea au un efect asupra omului și înțelegând asta, înțelegi și personajul și ți-e mai ușor să îl pui în scenă. Echipa noastră a făcut un vox și am aflat că tinerii nu prea merg la teatru. Ce sfat le-ai dat tinerilor care nu merg la teatru?
le-aș spune să facă o încercare. Pentru că numele la teatru, poate dintr-o anumită prejudecată, nu e de ei, e ceva din bătrâni, nu se pretează, nu corespunde cu așteptările lor, dar o să fie surprinși. Ce aptitudine are un actor și cum îl pot ajuta pasiunile sale pentru a da ce e mai bun pe scenă, vedem în clipele următoare. Pasiunea pentru actorie și faptul că mai cochetase cu muzica și dansul l-au făcut pe Eduard Cotoară să-și dorească să devină parte a acestei lumi. Tocmai de aceea, Eduard a absolvit departamentul de arte al Facultății de Litere din Craiova și a acceptat să ne împărtășească din experiența sa de până acum. Prin ce trebuie să se remarce un actor? Un actor trebuie să fie foarte deschis către tot ceea ce înseamnă artă, către muzică, către dans, către jocul său scenic, către pictură, să-i placă frumosul în general. Și cam așa văd eu un actor desăvârșit, un actor complet, un actor care știe să cânte, un actor care știe să danseze, un actor care joacă și poate să le facă pe toate cele trei în același timp. Știu că tu cânti de foarte mult timp la chitară. Te-a ajutat asta în actorie? Foarte mult. Foarte mult. Urechea muzicală dezvoltată te ajută foarte mult în piesele de teatru, pentru că piesele de teatru au un ritm. Și având aceste aptitudini, începi să prinzi mult mai repede ritmul piesei, ritmul scenei. Și am avut, de exemplu, piese în care a trebuit să cânt și la chitară. De exemplu, a 12-a noapte, unde am jucat rolul lui Feste și trebuia să cânt la chitară. Și m-a ajutat destul de mult. Ce pasiuni mai are Edi pe lângă teatru? Filmul, sportul, dansul. Mi-ai vorbit de film. Cum treci de la teatru la cinematografie? Păi sunt două arte diferite, arta cinematografică și arta de film. De ce? Pentru că în teatru repeți și după aia te duci și expui piesa, prezinți piesa în fața unui public care este lângă tine. În momentul în care filmezi, treaba se schimbă diferit. Ai 3, 4, 5, 6 camere care sunt ațintite asupra ta, ai un regizor de platou, un regizor de montaj care îți spun ce trebuie să faci. Și dacă nu ți iese bine din prima, tragi de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, până îți iese. E, în teatru, dacă nu ți iese pe scenă, publicul vede asta, dar în film se face la montaj și poți să tragi de câte ori trebuie pentru a-ți ieși cum trebuie. Și totuși, care ți se pare mai greu? Teatrul sau cinematografia? Amândouă sunt grele, pentru că dacă tragi 20 de duble la un film, tu trebuie să te încarci de 20 de ori. Ce le-ai transmite tinerilor care vor să dea la artă teatrală? Să încerce, să vină, să experimenteze, pentru că merită. Lucian Dincă ne-a povestit că pentru el spiritul ludic este extrem de important și îl ajută să intre în pielea personajului pe care îl interpretează, pentru că un actor trebuie să știe să se joace cu toate aturile pe care le deține. Eu spune că trebuie să fie ca un burete, trebuie să absoarbă tot ce e împrejură, să vadă în orice ceva special. Chiar și noi în primul an eram sfătuiți, încurajați să fim atenți când mergem pe stradă, la orice, la un anume mers, pentru că fiecare persoană are ceva și atunci când vezi acel ceva, îl poți folosi. Spune-mi, din punctul tău de vedere, care ar fi primele trei calități pe care le are un actor? Sau pe care ar trebui să le aibă un actor? În primul rând, să fie deschis, să nu se mintă singur și să aibă curaj. Spre exemplu, tu, ca actor, cum treci de la o stare la alta? Spre exemplu, la o stare de extaz, la o stare de liniște totală sau la o stare de isterie? Cum reușești să treci? Ce trebuie să faci? Uneori vine așa,
Deci chiar nu trebuie să stai să te gândești, vai, cum o să fac, cum atunci. Pur și simplu vine. Și nu mai trebuie să îmi fac griji. Cum crezi că își dă seama un tânăr că e talentat și că trebuie să dea la artă teatrală? Atunci când simte că poate să facă altceva, că are simțul de joacă. Vrea să se joace și... Crezi că ludicul este poate cea mai importantă în actorie, cel mai important lucru în actorie? Da, de fapt cred că asta e calitatea cea mai importantă, dacă stau să mă gândesc. Ce le-ai transmite tinerilor care vor să dea la artă teatrală? Spune să încerce cu toată, cu tot curajul, pentru că niciodată nu știi dacă ai de pierdut sau nu. Arina Păvălan este o tânără care ne demonstrează că dacă ți dorești ceva cu adevărat, nu trebuie să te lași învins până nu obții acel lucru. Astfel, deși tânăra nu a reușit din primul an să fie admisă la Departamentul de Arte din Craiova, nu a renunțat la pasiunea pentru teatru și a încercat și a doua oară. A muncit mult și a reușit să treacă de această dată probele eliminatorii, fiind acum student și urmându-și visul. Cum ai hotărât să dai la artă teatrală? M-am hotărât, cred că înainte de clasa a 12-a, când din întâmplare am cunoscut un profesor de la facultate, care a ținut și cursuri de film. Am făcut cursurile și așa, nu știu, mi-a deschis orizonturile. Cum au fost cursurile de film? Au fost foarte interesante, au durat 3 luni și la final am făcut chiar și un scurtmetraj. Mi-ai povestit înainte de a-ți lua interviul că ai dat și anul trecut la arte teatrală și nu ai luat. Da. Ce te-a făcut să dai a doua oară? Faptul că chiar îmi doresc să fiu la această facultate. Cum a fost examenul, admiterea? Cât de greu a fost? Nu a fost foarte grav în vedere că am mai dat și anul trecut. A trebuit să pregătesc un repertoriu destul de vast, cum a spus și colegul meu. În ce a costat acest repertoriu? Ce a trebuit să faci mai exact? A trebuit să pregătim 10 poezii, da, de factură diferită, 2 fabule, o povestire și 2 monologe. Unul pe dramă și unul pe comedie. Care ți s-a părut cel mai greu? Ce ți s-a părut cel mai greu din admitere? Cred că monologele. În partea a doua admitere am avut și improvizație. Da, și ce ai făcut mai exact? Ce ai improvizat? Aveam de ales niște bilețele și trebuia să facem o acțiune de maxim 2 minute și să încheiem acțiunea respectivă cu ce scria pe bilețel. A fost un pic. Pe bilețelul tău ce a scris? Cum a fost? Pe bilețelul meu am spart și ceașca asta. Ce frumos! Și la ce te-ai dus cu gândul? Aveam voie să folosim și obiecte ajutătoare și bineînțeles că primul lucru pe care l-am luat a fost o ceașcă. Și m-am mai folosit de un ziar, eram la cafeaua de dimineață. Ai spart ceașca până la urmă? Nu. Cum crezi că vor fi anii de studenție? Cred că va fi nevoie de multă muncă, dar cred că vor fi și multe părți frumoase. Crezi că un tânăr, după ce termină artă teatrală, are șanse de angajare? Cred că depinde și de el și de munca pe care o depune și de nivelul la care se va afla atunci. Ce crezi că trebuie să facă un actor pentru a intra în starea unui personaj? Acum, la început de drum. Cred că trebuie să caute să găsească adevărul lui. Adică, într-un fel, să se regăsească în povestea acelui personaj. Și da, să încerce să simtă personajul, da. Dar cum crezi că ce va face un actor în momentul în care se va simți mai rău și nu va putea să intre în starea unui personaj? Ce trebuie să facă? Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere. Trebuie să stea să se gândească la personaj, trebuie să-și canalizeze foarte bine atenția pe ce are de spus. Probabil că da, oricum, în momentul în care ajungi să ai un spectacol, sunt niște ani de experiență în spate și probabil între timp învață să se descurge în astfel de situații. Crezi că publicul tânăr privește teatrul constructiv în ziua de astăzi?
pentru că foarte mulți preferă să nu vină la teatru. Știu. Cred că este o parte care privește teatrul constructiv, dar mai mult în partea cealaltă. Ce ar trebui făcut ca tinerii să prindă drag de teatru, din punctul tău de vedere? Nu știu, poate ar trebui să fie mai multe piese contemporane, adică am văzut că tineria asta preferă unii dintre ei, da. Dacă ai avea ocazia să pleci în străinătate, ai face-o sau ai rămâne în România? Nu, aș rămâne în România. De ce? Pur și simplu îmi place țara mea. Aș merge în alte țări doar în vizită, dar mereu m-aș întoarce acasă. Ce pasiuni crezi că trebuie să aibă un actor pentru a-l ajuta în meseria lui? Ce pasiuni? Spre exemplu, tu ce pasiuni ai? Care te-ar ajuta în meseria de actor? Desenul. Dar, sincer, nu știu cât de mult mă ajută. Spun doar că este legat de artă și e oarecum în aceeași zonă. În primăvara acestui an a avut loc în Craiova cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare, un festival primit cu mult entuziasm de locuitorii urbei noastre, întrucât biletele pentru piesele puse în scenă s-au epuizat cât ai clipi. Craiovenii au fost impresionați de prestația actorilor veniți de peste hotare, dar și de costumele pe care aceștia le-au purtat și care i-au ajutat pe craioveni să uite puțin de banalul cotidian și să se întoarcă în timp. Mulțumesc că și astăzi ați fost alături de noi și nu uitați că pofta de schimbare aduce diferența!